Deci mașina a mers foarte puțin kilometri, dar totuși uleiul a fost schimbat. Lucru foarte, foarte important. 191.000 de kilometri, iar el a cumpărat-o de la un samsar din Pitești. Deja zice totul. So, uitându-mă pe la motor, am observat chestia asta care nu e legată de nimic. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu mașina potrivită. Numele meu este Dan, iar astăzi vreau să vă iau cu mine într-o zi nebună. Am început ziua la ora 7:30, ceva de genul ăsta, și deja am văzut prima mașină, n-am apucat să fac introducerea, așa că asta este introducerea pentru... că deja e mai târziu. Deci asta e introducerea pentru mai devreme. În fine, ați înțeles voi. Bine, deci urmează să văd o... ce am văzut, mă? Un Ford Focus, foarte interesant. O să vă arăt mici frânturi din această verificare. Am și reușit să fac un episod separat cu Fordul ăsta Focus, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Apoi o să văd un BMW seria 5. Poate o să putem filma, poate nu. Dar astea sunt primele două mașini pe ziua de astăzi. Astăzi ar trebui să văd vreo 5 mașini. Am început mai de dimineață și va trebui să avem și o întâlnire cu echipa Mașina Potrivită. Și seara mai trebuia să fac ceva, dar am uitat. Oricum sunt notate toate în calendar. Cam așa decurge o zi obișnuită la mine. Hai să dăm drumul la treabă. Ok, asta e prima mașină pe ziua de astăzi. Asta este un 1.5 EcoBoost de 150 de cai, cu super puțin kilometri. Mașina arată foarte bine. Și ăsta e un motor care mie îmi place. În trecut motoarele de 1.6 au avut probleme pe vasul de expansiune, lipsea un senzor, motorul se supraîncălzea și când se pierdea antigel, nu se mai putea răci și unele au luat foc, dar asta pe 1.6. La varianta asta nouă, vasul ăsta de expansiune deja are senzor, senzoraș, și dacă se pierde ceva, sigur apare orice în bord. Dar în principiu mașina asta este un 2015 și se pare că în ultimii 6 ani nu a avut nicio problemă. Deci uite, Ford-ul e mai bun. Așa, avem o problemă pe farul ăsta, e adaptiv și uneori mai face așa și așa, când n-ar trebui, dar în principiu merge. Așa, ce mai avem? Ușa asta a fost revopsită, asta a fost înlocuită și mai avem o pată pe eleron aici. Asta nu pare a fi revopsit, nu cred că este revopsit. Mai sunt mici pete pe aici. Se pare că ar fi fost un găinaț, un porumbel e autorul. Băi, la interior Ford-ul îmi place în general. Volanul se ține bine în mână, dar mă enervează bucata asta, este prea, prea groasă. Asta e și la Ford-ul meu. Volanul arată destul de bine. Unele volane lucesc, altele nu lucesc. Mașina asta are doar 43.000 de kilometri, deci este destul de nouț. Nouță. E de la final de 2014, înscrisă în 2015. Și are și sistemul ăsta care mă enervează, Sync 2. Sync 3 este mult mai mișto, se mișcă mult mai bine. Asta este destul de bine dotat Ford-ul ăsta, adică ai scaune încălzite, volan încălzit, nu, self-parking, volan încălzit și are și niște filamente în parbriz și are și parbrizul încălzit. Deci e o mașină foarte bună pentru iarnă. Ai suficient de multă putere, 150 de cai, se mișcă foarte bine, o să vedeți imediat. Și până acum mi se pare o mașină foarte bună. Dar ce este bun, n-are cum să fie ieftin. Mașina costă 11.500 de euro la prima strigare. Așa, și acum mai văd care și carcasa de la oglindă ciobită. Așa, 11.500 de euro. 2015, 43.000 de kilometri, 1.5 EcoBoost, manuală cu multe dotări și Xenon. Haideți să vedem cum merge. Da, ție îți place așa puterea să mergi mai tare? Conduc destul de agresiv și probabil se vede asta și în consum, că noi nu mergem conform cum îți spune aia să schimbi. Ia deja la 2000 de ture, gata, să-i dai următoarea, e cine conduce așa. Era roșu. Da. Poți să și calc un pic? Da, sigur. Trage bine. Nu
stabilă, merge bine, accelerează bine. Stă bine, curbe, îmi place. Stă foarte bine. Curba asta, Fordurile stau extrem de bine. Da. Dacă testez multe mașini în curba asta. Nu-mi place sistemul ăsta sync. Ăsta e ca pești pe el și nu știu. Are un pic de delay așa. Eu nu știu cum este sync 3-ul, probabil dacă aș avea. Am apăsat, hai. Da, e un fel de touchscreen rezistiv, oarecum nu e de ăsta capacitiv, dar ideea e că nu știu care e diferența. Rezistiv versus capacitiv. Cum erau inițial smartphone-urile, știi, când au apărut, de aveai pixul ăla de făcea așa cu ele. Ah, da. Genul ăla, adică nu e așa de fin când cum pui degetul pe el. Ne văzând niciodată cum e Sync 3, nu pot să fac o comparație, probabil că ăla e mult mai ok, mai modern, mai, ce știu, se mișcă mai bine. Eu am Ford din 2017 cu Sync 3 și e total altceva, e mult mai ok, nu? Adică e normal. Și diferența e când apeși acolo, se apasă. Ah, ok. Uh-huh. O parte din jobul meu este să mă uit pe facturi. Proprietarii ăștia sunt super mișto pentru că și-au ținut toate facturile. E aici un teanc de facturi. Sunt multe facturi cu ce au făcut, ce au mai schimbat, revizii, bla bla bla, asigurări. Și asta mi arată mie un istoric pe care eu pot să-l urmăresc. Desigur, îmi ia timp să fac chestia asta. Și asta, linsul acesta de facturi, asta făceam și în multinațională la Price. Și mi se pare că n-am scăpat de treaba asta. Dar oricum e mișto. Când verific o mașină, vreau să văd lucrul ăsta neapărat, ca să știu că mașina este ok. Să văd, ok, s-a schimbat asta, trebuie schimbat asta. Și am o evidență foarte clară. Durează să te uiți peste toate, dar e foarte important să existe. De exemplu, sper că se vede pe cameră. Așa, avem o revizie în ianuarie 2019 la 28.000. Și până în ianuarie 2020 mașina a ajuns la 32.000 de kilometri și totuși oamenii au schimbat uleiul. Adică nu s-au zgârcit cu chestiile astea. Și mai avem aici tot așa, 2018 avea 25.000. Deci au mers foarte puțin kilometri. Aici se pare, deci până aici au mers un pic mai mult. Deci mașina a mers foarte puțin kilometri, dar totuși uleiul a fost schimbat. Lucru foarte, foarte important. Așa, mi se pare o idee bună să ne uităm și la raportul ăsta Car Vertical. Să vedem ce găsește despre mașina asta. Asta e mașina, asta e Ford Focus. Kilometraj ok, fur nu-i furat. Cine să furăm un Ford Focus? Accidente. Avarii. Sunt mai bine avarii decât accidente. Lucrări de întreținere, pam 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 pam. Furat nu. Kilometri parcurși. Arată decent, mi se pare. Așa, și daune. Ușă dreapta față a fost revopsită, dar de aia spate ăștia nu zic nimic. În 2015, 3.000 până la 5.000 de lei daună. Poate au intrat amândouă pe aceeași chestie. Nu sunt sigur, dar asta este singura înregistrare. Deci ne zice ceva, ne zice de kilometri, ne zice bă, vezi că a avut o mică daună. Acum, totdeauna trebuie coroborate toate informațiile, pentru că acolo am pe stânga EcoBoost Europe, la 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 la. Așa, și ăsta este raportul. Totdeauna trebuie coroborate informațiile, pentru că mâna de lucru în România este mai ieftină și totdeauna trebuie văzut, ok, ce înseamnă 3.000 de lei sau 5.000 de lei la o reprezentanță auto. Înseamnă foarte puțin, practic, adică o daună minoră. Să mergem mai departe. So, update. Este deja ora 10 și am terminat de făcut a doua verificare. Din păcate n-am putut să filmez absolut nimic și omul a fost foarte insistent cu chestia asta. Vreți să văd dacă v-am făcut câteva poze. A fost interesantă mașina, un BMW foarte, foarte bine întreținut. Chiar BMW seria 5, 2015, 172.000 de kilometri, S-Drive. Bă, foarte mișto mașina, mici revopsiri, aici colo, cauciucuri de iarnă pe față și all season pe spate sau invers, 2018. Băi, mișto și mi-au plăcut și opțiunile. Haideți că vă arăt câteva poze, evident nu o să-ți vadă a cui e mașina, numere și de-astea,
Dar mi-a plăcut. Omul nu m-a lăsat să conduc. Mi-a zis că mașina lui este... Nu, ține foarte mult la mașina lui și am respectat chestia asta. De obicei nu-mi place să mă urc în dreapta pentru că nu știu cum o să conducă omul respectiv. El a condus normal și decent și mi s-a părut că mașina se mișcă decent. În cazuri din astea, destul de neașteptate, în raportul pe care eu îl fac clientului, menționez chestia asta. Omul nu s-a simțit confortabil și a preferat să conducă el. Am simțit mașina din dreapta. Deci toată experiența mea se bazează pe ce am văzut în dreapta. Nu este ca atunci când ești la volan. Deci acolo pun un asterisc. Atenție, chestia asta nu am putut să o verific pentru că omul nu m-a lăsat să conduc. This is it. Cam așa arată mașina. Deci volanul ăsta mișto, ceasurile alea faine, navigație mare. Chiar o mașină foarte mișto. Totodată avem remaining value pe filtrul de particule 68.000 de kilometri. Și kilometri în bord erau vreo 172.000. Imediat. Asta e cu e blurată. 172.000 de kilometri. Asta înseamnă că mașina, că filtrul de particule la BMW-ul ăsta ține 238.000 de kilometri, înseamnă că a fost condusă mediu, atât pe autostradă, cât și în oraș. Asta e poza care o să ajungă pe Instagram și pe Facebook. Mișto, sincer mi-a plăcut. Și vreau să vă mai arăt un lucru la mașina asta. Scaunul șoferului la mașină de 170.000 de kilometri arată incredibil de bine. Are aici o chestie, o uzură, o cută, dar în rest mașina a fost foarte, foarte decentă. Și uite așa arată pe dedesubt. Mașină de 170.000 din Olanda. Deci, overall, cam așa decurge ziua mea. Acum am timp vreo 40 de minute să mă duc să mănânc, pentru că nu am mâncat astăzi încă nimic. Deci mă duc să mănânc și să avem primele discuții cu echipa, pentru că oamenii sunt la birou. Și apoi am următoarea verificare la ora 11, un Ford Transit. O să fie interesantă și verificarea asta și sper să putem să filmăm 2-3 cadre măcar. Bine, ne vedem mai târziu. Și am ajuns la următoarea mașină. Este deja super târziu pentru mine, 12:01. Am avut team meeting și asta e mașina pe care trebuie să o verific acum. Cam așa arată. Sincer, n-am mai văzut așa ceva în viața mea și eu trebuie să-mi dau seama, în primul rând, pe partea de efectiv de rulare, de motor, de accidente, cutie de viteză motor, dacă e bună. Și pe de cealaltă parte să văd cum funcționează chestia asta, pentru că ea are un lift care trebuie dat jos, adică ăsta. Deci, da, jobul meu astăzi este unul foarte interesant. Mă confrunt cu o situație cu care nu m-am mai întâlnit până acum și trebuie să mă gândesc repede la ceva ca să fac o treabă bună și să și povestesc clientului lucruri relevante despre mașină. Și am la dispoziție cam o oră jumate să fac toată treaba asta, după aia trebuie să fug la următoarea mașină. Vă țin la curent. Lucru care se poate vedea destul de ușor la Fordul ăsta este planetarea dreapta față și aia este vaselină care a curs și în principiu cam asta este. Iar pe aici a avut altă ocazie vaselină, probabil capul ăsta de planetară a fost cândva spart și a fost remediată problema, dar aici clar trebuie dat jos burduful, văzut cât a curs, dacă a curs prea mult, trebuie schimbată planetară, dacă a curs doar vaselina asta și încă mai are un pic, înseamnă că n-a frecat metal pe metal și e ok. Ca la orice Ford vechi, capota se deschide așa și ăsta este motorul de 2.2. Cum o să mă uit la el, de aceea vă mai arăt chestii pe parcurs. Foarte interesantă dubița asta, apropo, are discuri și cauciucuri foarte bune față-spate și plăcuțe, trebuie niște plăcuțe, nu, atât. Are discuri bune, cauciucuri bune și plăcuțe bune față-spate și pe dedesubt arată. Deci nu știu, mie mi se pare că chestia asta arată foarte bine.
n-are rugină. Adică, sincer, chiar îmi place cum arată. Uite, zici și tu. Ce-ți trebuie mai mult? So, uitându-mă pe la motor, am observat chestia asta care nu e legată de nimic. Pare admisie aer. Nu știu nici dacă e de la mașina asta și nici nu se unde se îmbină. Mașina sigur merge ok și era cumva băgată aici, așa, știi? Adică dacă te uiți vezi doar un tub, dar potrivește Dani acum tubul ăsta. Eu îl scot afară. Îl scot afară și îl las aici undeva. Ca să nu mă încurce. Da, interesantă mașina. E foarte curată, dar de-abia am început verificarea. A, venea acolo băgată cumva. Și asta mai face contact cu ceva. Deci e drept acolo cu gaura. O vedeți? Aia de acolo. Și cumva mi se pare că a fost tăiată sau ruptă chestia asta pentru a scoate admisia asta de aer pe aici. Acum pe mine mă ajută că trebuie să dau capocelul ăsta jos. Nu știu dacă se vede. Așa arată injectoarele, o-ringurile sunt în stare bună și nu avem scurgeri de nimic în partea superioară a motorului. Deci ăsta este un lucru foarte bun. Și acum trebuie să pun toate chestiile astea la loc după ce mă uit și pe cealaltă parte, dar n-am cum să țin toate chestiile în mână. Deci cam așa funcționează o verificare tipică la mașina potrivită, o grămadă de chestii necunoscute și interesante, aș putea zice. Și fix așa arată Fordul ăsta pe dedesubt. Vedem aici planetara, baia de ulei și filtrul de ulei. Lonjeroanele sunt drepte. Așa, sper că se vede și în partea aia. Deci chiar arată foarte, foarte bine și foarte uscat. Avem aici o mică transpirație la cutia de viteză, dar asta este ceva super, super minor. Și în rest arată super bine. Mult mai bine decât multe mașini pe care le-am văzut. În spate este și turbina. Pare fără scurgeri de ulei. Arată foarte bine. Ideea este că dacă se strică turbina, uite câte chestii ai de desfăcut doar ca să o desfaci. Deci ai de mers foarte, foarte mult în spate. Ce drept plastice astea sunt ușor de dat jos, dar tot e mai greu de lucrat la mașina asta decât la o altă mașină. Din punct de vedere al chestiilor la care trebuie să ajungi, dar lucru bun este că ajungi ușor la ele. Deci are și plusuri și minusuri. Acum am ajuns la interior și ce trebuie să vă zic este că mașinile astea în general sunt greu de verificat. În primul rând avem LED-ul ăsta care nu știu ce face. După aia mai avem chestia asta și din nou nu știu ce face. Și mai avem un LED aici care zice plafonier și nu știu ce face. Văd cum este prins, aici este și mufa OBD pe care o folosesc să mă conectez acum la computerul mașinii. Dar în principiu chestiile astea nu știu ce sunt, nu știu la ce folosesc. Nu știu dacă trebuie să apeși butonul ăsta ca să dai jos liftul, nu știu dacă de-aia nu mergeau chestiile alea, adică este o chestie greoaie. Aici mai e un cablu care nu știu de unde vine. Deci o grămadă de necunoscute deocamdată. Între timp cât așteptăm acum testerul, o să vă arăt treaba asta. Aici e loc de băgat chestii, un spațiu foarte deștept. Aici spațiul ăsta, pac, se face așa și poți să spui băuturi pe bord. Foarte, foarte clever. Și mai e un spațiu aici, în care poți să bagi alte chestii. Desigur, ai și spațiul ăsta aici. Și în principiu ăsta este un loc fain așa de condus. Adică e, vezi bine, ai mult loc. Abia aștept să mergem puțin cu ea. Și cam așa este cu această dubiță. Trebuie să vă zic că troncăne din toate chestiile. Bă, nu se conduce rău. În oglinda asta nu vezi nimic. Evident că nu vezi nimic la dupe, dar are oglinzile celelalte suficient de mari, vezi bine în spate, vezi bine în jos.
dar nu știu ce fac butoanele astea. Și nu fac ce cred eu că fac. Sezonul de 30. Cam așa merge mașina asta. Hai să ne întoarcem. Butonul ăsta activează motorul ăsta și deschide asta. Acum, nu știu, să lase și jos. Hai da. Să lași până aici undeva. Ia. Asta nu face nimic. Păi nu, am impresia că nu se folosește decât câte două odată. Adică nu merge câte unul. Și asta e jos. Ia vezi cu celălalt, te rog, cu butonul de jos. Ăla e dezicat. A, fii atent. Asta se ridică. Ok, și asta o dă... Și cred că lasă așa și cu cel de jos. Acum cred că se lasă mai jos. Nu, ține și pe ăla, cred. Dar am impresia că e... Exact. Așa. Wow, ce mișto! Vreau că mi-am luat o mașinărie destul de grea, adică avea vreo 600-700 kg. Wow, dar e faină chestia asta! Da, băi, îți ridici paletul, îți pui pe urmă cu Liza. Și asta? Probabil o fi tot după la el. Opa, sigur de grea. Wow, ce mișto e! Mi-a chinit degeaba, dar acolo puteam să-l folosim pe ăsta pe interior. Băi, îmi place chestia asta! Și acum poți să intri înăuntru. Aici poți să locuiești. Îți pui un pat. Păi au zis că au nu știu ce tablă de aia, deci pun-i sus, că aveau... Să nu dai, să rabatezi zilul să trebuie. Așa. Acum este ora 2 și ceva și cam mult. Și următoarea mea mașină este la ora 3. Dacă aș fi acum cu mașina și ar trebui să ajung departe în București, n-aș avea timp, dar bine că nu sunt cu mașina, sunt cu scuterică și o să ajung. Deci următoarea mașină, nici nu știu exact ce mașină este, că am uitat. Un Volvo V40. Între timp am reușit să mănânc ceva și să am și un team meeting cu echipa. Și cam așa se desfășoară ziua mea. Deci este destul de intens și la foc continuu. Sincer, mie mi-a plăcut foarte mult mașina asta și parcă aș fi tentat să-mi cumpăr așa ceva. Doar ca să mă joc cu liftul ăla, mi se pare fantastic. Nu știu, probabil printre subscriber sunt și șoferi de tube și așa și lucrați toată ziua cu chestiile astea și e greu. Pentru mine este ceva nou și foarte, foarte mișto. Bine, vă țin la curent. Din păcate pe mine mă enervează teribil de mult oglinzile astea. Aș vrea să fie așa. Să am oglinzile aici. Dar ele sunt așa. Mersi, mersi! Uite, vezi aici, de exemplu, mi-e frică. Și aici chiar mi-e frică. Oh, mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc! Acum să vedem cum accelerează. Pe de altă parte, îmi place să conduc turat, așa. Mă interesează ambreiajul, cum face față ambreiajul la turații mai ridicate. Dacă durează ceva până să cupleze sau nu, sau ia instant, ar fi trebuit dintre a doua, între a treia, să meargă, la cum am schimbat eu acum, foarte atent, la. Să pună toată puterea imediat jos. La asta durează un pic. Okay. Deci ambreiajul ăsta este pe un 75%. Așa îl simt. Îmi place cum se aude motorul. Poți să și calc un pic? Dacă ai unde, da. Dacă le schimbi repede, simți și mai puternic.
rămase de la ceva discurs sau plăcuțe. Zgomotul ăsta, dar în rest mi se pare că merge foarte bine. Dacă schimb undeva între 2-3.000 parcă, o să-i simți forța. Acolo e ea. Da, se simte ca o mașină puternică. Îmi place direcția la Volvo, îmi place feelingul la volan, îmi place scaunul, îmi place volanul, cum se ține volanul ăsta în mână. Îmi place direcția și suspensia. Deci mașina asta are multe, multe lucruri foarte faine. Ora 4:30, ceva de genul. 4:03. Am terminat de făcut această verificare a acestui Volvo. Este vorba despre un Volvo V40. 2 litri diesel, 190 de cai. Mi-a plăcut foarte mult cum merge mașina, după cum ați și observat. Și este o mașină de luat, 191.000 de kilometri, iar el a cumpărat-o de la un samsar din Pitești. Deja zice totul. La 160.000 de kilometri. Și mi-a arătat, omul și-a ținut factura de achiziție, tot ce a avut el așa la mașină. Și m-am uitat pe factură, factură de la Adesa, fără kilometri trecuți pe factură. Asta înseamnă că mașina asta are kilometri dați înapoi. Și cam asta este situația cu acest Volvo. Dragilor, mulțumesc cât mai am baterie, mai e un pic, 5%. Mulțumesc că urmăriți mașina potrivită, mulțumesc că v-ați uitat la episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Și vă rog să-mi ziceți dacă sunt interesante episoadele astea pentru voi, în care eu vă arăt, merg, filmez mai multe mașini, sau vă plac episoadele alea mai mult în care merg să filmez o mașină. Mulțumesc că ne sunteți subscriberi, mulțumesc că ne sunteți clienți. Apropo, dacă vreți să ne deveniți clienți, tot ce aveți de făcut este să scrieți la numărul de contact de pe site, o să vorbiți cu colega mea și ea o să vă îndrume mai departe ce și cum. Mulțumesc că ne sunteți clienți, mulțumesc că o să ne deveniți clienți, mulțumesc că sunteți subscriberi și mulțumesc că vă urmăriți, că ne urmăriți și mă urmăriți pe mașina potrivită. Dragilor, până data viitoare, toate cele bune vouă! Pa, pa!